Sfârșit tragic pentru o târgujiancă plecată la muncă în Italia. Femeia a fost găsită carbonizată într-un container. Din primele informații ale anchetatorilor, se pare că moartea tinerei a fost cauzată de o țigară uitată aprinsă. Trupul neînsuflețit va fi adus la Târgu Jiu, urmând ca înmormântarea să aibă loc la Săulești, comuna natală a femeii. Cu mai multe detalii despre această întâmplare nefericită vine colega mea Alina Bocescu. Alina, te ascultăm! Bun găsit! Înainte de a pleca în străinătate, Carmen Angel, în vârstă de 39 de ani, locuia în municipiul Târgu Jiu. În urmă cu câțiva ani, femeia a decis să plece la muncă în Italia, însă din dorința de a strânge câți mai mulți bani, locuia într-un container alături de un român amic de-al său. Cei doi lucrau ca și paznici la Fiano Romano, lângă Roma. În noaptea de 19 aprilie, viața i s-a făcut scrum din cauza unei țigări uitate aprinsă. Potrivit carabinierilor, femeia dormea într-un container pe care cei doi l-aveau în folosință pe o proprietate privată. Alarma a fost dată tocmai de partenerul victimei, un zugrav român de 44 de ani, care la momentul incidentului se afla în afara containerului. Acum, părinții lui Carmen Angel așteaptă acasă trupul neînsuflețit al fiicei pentru a o înmormânta creștinește. În urma acestei întâmplări nefericite, un copil rămâne orfan, însă cel mai sigur va ajunge în grija bunicilor. Carmen Angel era divorțată. Înmormântarea va avea loc în comuna Săulești, locul natal al femeii.